mașină de armată. Șoferul cu centura la spate, numai pasagerul se pare că are centură, înțelege prevederile legale și riscurile în caz de frânare bruscă sau accident. Deci toată lumea care are mașină de stat se crede deasupra legii, chiar deasupra legilor naturii, ceea ce e greșit. Inadecvat, periculos. Polițaii nu doar că merg fără centură, dar unul și fumează în mașina de serviciu. Deci, poluează și duce la defecțiunea mașinii de la fumul de țigară. Ceea ce trebuia să știți despre angajații mei aici. Hello. Hello. Aha. Polițiști fericiți în trafic, fără centură. Și nu arde girofarul să zici că sunt misiuni. Doar să plimbă. Și se vedează regulile de circulație și legile naturii. În caz de accident rămân fără dinți. Să zic că a fost accident de muncă. Dacă ești din poliție, cred că poate să meargă și fără centură. De siguranță. Sfidează și legile de circulație în vigoare și legile naturii. Doar în caz de accident rămân fără dinți, poate chiar fără viață. Că nu supra oameni, chiar dacă se crede astfel. Dacă nu le zice nimeni de sus, poate centura, ei se bazează pe prevedere ce e legală. Poliția în misiune poate să nu poată. Șoferii de taxi care duc pasageri. Da, dar ce misiune sunt acum? Nici măcar n-au girofar. Deci, ca toți alți șoferi și pasageri, trebuie să poartă centură. Mai ales pentru sănătatea lor. Dacă nu era destul încărcare, mai scoate și telefonul la volan. Vedem dacă rămâne cu telefonul în mână și când pornește. Nu. E ascuns. Cerco e vai, minha aí para o novo Zé.